Stimate domnule președinte Emil Drăghici, stimate doamne primar, stimați domn primar, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la lucrările celei de-a 21-a sesiuni a adunării generale a comunelor din România și vă felicit că peste 20 de ani reușiți să mobilizați în acest eveniment unic toate forțele din administrație publică locală pentru ca împreună să identificăm soluțiile pentru problemele cetățenilor pe care, cu onoare, dumneavoastră le reprezentați. Cu toate că mă aflu în premieră la acest eveniment, constat cu mare bucurie că printre dumneavoastră se află mulți colegi de-ai mei pe care îi apreciez în mod deosebit. Totodată doresc să vă mulțumesc pentru munca depusă în susținerea comunităților pe care le reprezentați și să vă reamintesc că unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban și mediul rural cu cel puțin 15% până în 2020. Știu că nu este timp pentru felicitări și din acest motiv, astăzi, am venit însoțită de o echipă de miniștri pentru a prelua din dialogul cu dumneavoastră problemele pe care le întâmpinați. Misiunea mea, așa cum am afirmat în plenul Parlamentului, când guvernul pe care îl conduc a primit votul de investitură, este ca în 2020 România să urce în prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din Uniunea Europeană, astfel încât tinerii să nu mai plece din România, iar cei care deja au plecat să-și dorească să se întoarcă acasă. Pentru a realiza acest obiectiv, am în vedere trei direcții principale. Creșterea investițiilor pentru modernizarea infrastructurii, continuarea creșterii veniturilor populației, reformarea administrației și reducerea birocrației. Guvernul PSD Arde a reușit în anul 2017 să inițieze și să finalizeze a doua etapă a celui mai important program destinat infrastructurii publice de la nivelul autorităților locale, PNDL 2, cu suma de 30 de miliarde lei. Viabilitatea programului PNDL 1, introdus de Ministerul Dezvoltării de la acea vreme, de domnul Liviu Dragnea, ne-a dat certitudinea că acesta trebuie continuat și de aceea vorbim de PNDL 2, ca despre un program de care depind șansele de dezvoltare a multor comunități. Peste 80% din finanțarea atât din PNDL 1 cât și din PNDL 2 este îndreptată către comune pentru că am vrut să demonstrăm că modernizarea satului românesc nu mai reprezintă o frază la nivel declarativ, ci o măsură concretă și pusă în practică. Astfel, în anul 2017 au fost emise pentru PNDL 2 ordinele de finanțare a peste 6.800 de obiective în valoare de aproximativ 30 miliarde lei, din care la nivelul comunelor sunt 5.431 obiective în valoare de aproximativ 20,6 miliarde de lei. De asemenea, în paralel, s-au finanțat în continuare, tot pentru comune, peste 3.900 obiective în cadrul PNDL 1 în valoare de 12,1 miliarde lei. Corelarea sumelor de finanțare pentru realizarea pachetului minim de servicii publice, denumit generic 10S, atât din PNDL, cât și din fonduri europene sau prin programe de la Compania Națională de Investiții și Agenția Națională pentru Locuințe, va reprezenta în continuare o prioritate pentru guvern, astfel încât la finalul mandatului nostru în 2020 să evaluăm împreună dacă țintele pe care le-au propus au și fost atinse și aici vorbim despre creșterea procentului de racordare la serviciile de apă de la 65,2% în 2016 la 87% în 2020. Creșterea procentului de racordare la serviciile de canalizare de la 49,1% în 2016 la 60% în 2020.
creșterea procentului de drumuri modernizate de la 39,4% în 2016 la 61% în anul 2020, creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în 2016 la 80% locuințe și 100% la terenuri agricole în 2020. 100% școli cu autorizație de funcționare până în 2020, asta pentru că, deși suntem în secolul 21, când ar trebui să ne preocupe probleme precum digitalizarea și aplicarea unor metode performante de predare în învățământ, astăzi încă ne confruntăm cu problema școlilor cu grupuri sanitare în curte. Sunt 4.238 de astfel de școli, dintre care 2.356 au grupurile sanitare aflate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. O altă prioritate va fi susținerea alocării în continuare a fondurilor europene pentru dezvoltare rurală, dar și pentru agricultură, și mă refer la plățile directe, în cadrul viitoarei politici agricole comune. Cei 9 ani de zile în care am activat în Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European mi-au dat posibilitatea să cunosc bine pârghiile prin care putem acționa, astfel încât viitorul exercițiu financiar să fie unul mai bun prin intermediul fondurilor europene și să putem să susținem mult mai bine dezvoltarea satului românesc și a agriculturii. Nu aș vrea să trec peste capitolul dedicat fondurilor europene pentru dezvoltarea rurală, fără să vă spun că în actualul exercițiu financiar, PNDR a alocat 8,1 miliarde euro, din care am reușit să atragem până în prezent 2,7 miliarde euro, reprezentând 32% din total. Corelarea surselor de finanțare, concomitent cu măsurile de creștere a autonomiei financiare a autorităților locale, sunt și vor rămâne o prioritate a mandatului meu. După cum bine știți, ne-am asumat adoptarea codului finanțelor publice locale până la finalul anului 2018, astfel încât să reușim îmbunătățirea sistemului de echilibrare a bugetelor locale prin creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 73% la 100%. Asigurarea unui buget minim de funcționare și dezvoltare în fiecare an pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Pentru anul 2018, nivelul minim a fost stabilit la 750 de lei, aferent fiecărui locuitor, dar nu mai puțin de 1 milion de lei per comună. De când am preluat mandatul de prim-ministru, m-am documentat foarte serios cu privire la finanțarea autorităților locale și am aprofundat mecanismul de echilibrare a bugetelor locale, așa cum acesta este prevăzut în actuala lege a finanțelor publice locale, mă refer la legea 273 din 2006 și în legea numărul 2 din 2018 a bugetului de stat pe acest an. Având experiența de fost consilier local, dar și de consilier județean, sunt familiarizată cu activitatea administrațiilor locale și de aceea am înțeles și nemulțumirea UAT-urilor cu privire la regulile impuse în anul 2018, în special cele referitoare la luarea în calcul, la stabilirea sumelor defalcate a excedentului bugetar înregistrat la 31.12.2016. Împreună cu viceprim-ministru Paul Stănescu și cu ministrul Eugen Teodorovici, voi urmări implementarea măsurilor înscrise în legea bugetului pe anul 2018, respectiv regularizarea sumelor de echilibrare pentru fiecare UAT-ul, în conformitate cu execuția bugetară de la 31.12.2017. Altfel spus, ne vom asigura că veniturile anului 2018 nu vor fi sub nivelul celor din 2017. Mai mult, în perioada următoare vom introduce posibilitatea utilizării excedentului bugetar și pentru finanțarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corecțiilor financiare sau a sentințelor judecătorești definitive.
Dar așa cum guvernul încearcă să identifice soluții pentru toate problemele pe care le întâmpinați, am aceeași rugăminte și către dumneavoastră. După cum bine știți, legea salarizării unitare, legea 153 din 2017, a permis autorităților locale să-și stabilească salariile în baza unui regulament adoptat de Consiliul Local, singura limită impusă fiind ca niciun salariu al unui funcționar public să nu depășească nivelul salariului viceprimarului. În același timp, știm cu toții că legea responsabilității fiscale impune încadrarea în limitele bugetare. Consider așadar că fiecare trebuie să acționeze cu responsabilitate și în acest sens, cheltuielile de personal trebuie să fie încadrate în limitele generate de capacitatea proprie a fiecărei colectivități de a le finanța. Nu în ultimul rând, doresc să apreciez toate eforturile pe care le-ați depus în elaborarea codului administrativ aflat în prezent în dezbaterea comisiilor parlamentare. Prin adoptarea acestui cod, vom aduce o reglementare mai bună și mai clară la nivelul administrației publice, concomitent cu o clarificare a competențelor și a răspunderii aleșilor locali și a funcționarilor publici din subordinea acestora. Dragi primari, am făcut o foarte scurtă trecere în revistă a două mari domenii de interes, infrastructura și sursele de finanțare, dar aș vrea să vă aduc în atenție un obiectiv foarte important al anului 2018, respectiv aniversarea centenarului Marii Uniri. Împreună cu Ministerul Culturii am făcut o radiografie a tuturor acțiunilor și proiectelor propuse pentru a fi incluse în programul centenar și am avut o mare satisfacție să constat că foarte mulți dintre dumneavoastră, fie cu resursele de care dispuneți, fie cu resurse alocate din diverse programe, v-ați propus acțiuni în cinstea acestui eveniment. Mesajul meu astăzi, la 100 de ani de la Marea Unire, este acela de a continua dialogul, pentru că numai uniți vom reuși să fim o voce puternică atât în Europa cât și în lume. M-au emoționat profund cuvintele frumoase pe care le-a rostit domnul academician. Am ascultat cu mare atenție declarația și solicitările pe care le-au făcut domnul președinte Drăghici și vreau să vă spun că și inima mea și sunt convinsă că inima tuturor românilor vibrează atunci când auzim vorbindu-se de Republica Moldova. În Parlamentul European am susținut întărirea relațiilor dintre noi, dar în același timp susțin parcursul european al Republicii Moldova. Sunt convinsă că așa gândim toți și că sunt necesari pași importanți pentru a pune în practică această dorință. Vreau să vă asigur, domnule președinte, că la nicio lună de când am preluat mandatul de prim-ministru, prima mea deplasare va fi, după ce merg la instituțiile europene, va fi în Republica Moldova. Astfel, pe 27 ianuarie, voi merge la Chișinău și voi avea prima discuție cu domnul prim-ministru Filip. Vom vedea cum putem întări cooperarea dintre Guvernul României și a Republicii Moldova și sunt convinsă că acest lucru va fi un pas important în întărirea relațiilor dintre cele două țări. Încă o dată vă mulțumesc, vă urez succes tuturor, vă urez succes desfășurării acestei acțiuni, activități și acestui mod de dialog și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Vă mulțumesc, doamna prim-ministru.